Bine ați venit la Stax TV, un nou material info, de această dată tot cu mersul pe motocicletă, tot cu domnul profesor, să vă spună el cum știe mai bine, pentru că eu am făcut cursurile lui, vă invit și pe voi să le faceți. Mulțumim OMV pentru că ne sprijină în realizarea acestor clipuri informaționale, în realizarea de conducători auto și moto mult mai responsabili pe stradă. Mulțumim! Spor la vizionat! Salut, sunt Marius Băcilă de la Rider Academy, instructor certificat BMW Motorrad și astăzi o să vă povestesc câteva lucruri despre ce atitudine trebuie să avem în general în motociclism, astfel încât să fim din ce în ce mai buni și cât mai în siguranță tot timpul. În general, motocicliștii cred că pentru simplul fapt că mergi de X ani pe motocicletă și când spun X ani poate să fie 5, 10, 15, 20 de ani pe motocicletă, sigur ai experiență, sigur ai devenit mult mai bun, sigur controlezi motocicleta super bine și cu cât ai mai multă experiență, cu atât trebuie să-ți faci mai puține griji în legătură cu pericolele din trafic. Ei bine, nu e chiar așa. Evident, experiența contează foarte mult și e bine să o ai mai degrabă decât să nu o ai, dar simplul fapt că mergi liniștit în legea ta și safe de mai mulți ani pe motocicletă și ai acumulat poate zeci sau poate sute de mii de kilometri, nu înseamnă neapărat că ești cea mai bună versiune a ta ca motociclist. Și ce încerc eu să vă explic este că e foarte important să tinzi să devii acea versiune cea mai bună a ta ca rider. Pentru că întotdeauna se poate mai bine. Oricât de bine iei virajele, oricât de bine îți imaginezi tu că iei virajele, întotdeauna se poate și mai bine. Oricât de bine frânezi, întotdeauna se poate și mai bine. Oricât de bine controlezi motocicleta în general, se poate și mai bine. Și cu cât tinzi către acel mai bine, cu atât vei fi mai în siguranță. Pentru că pericolele care apar în viitor pot fi de orice natură. Da? Și la orice pericol înfruntat sau la orice situație periculoasă în care poate ai pățit ceva, poate dacă ai fost un pic mai bun, un pic mai bine antrenat, poate n-ai fi pățit. Și de aceea eu încerc întotdeauna să fiu cea mai bună versiune a mea, adică încerc să mă antrenez, să iau cât mai în serios motociclismul și să-l fac cât mai bine. Să mă corectez, să-mi corectez greșelile, să îmbunătățesc controlul motocicletei, să fac lucruri noi și să evoluez. Și în felul acesta sunt din ce în ce mai în siguranță și poate chiar mai important de atât, deși mai important decât siguranța probabil nu există nimic, este că mă pot bucura și mai bine de motocicletă. Cu cât controlez mai bine motocicleta, cu cât acumulez experiență bună, activă, făcând cursuri sau mergând pe circuit sau pur și simplu exersând undeva într-o parcare, într-un poligon, controlul motocicletei în diverse manevre, cu atât te vei bucura mai bine de motocicletă. Pentru că știi ce urmează, știi că poți controla motocicleta, ai încredere și atunci când ai încredere ești mai relaxat și te bucuri altfel de mersul pe două roți. Îndemnul meu este să participați la cât mai multe cursuri, nu neapărat la noi la Rider Academy, la orice instituție avizată, să citiți cât mai mult, să încercați mereu să vă îmbunătățiți și să vă analizați mereu mersul, astfel încât mâine să faceți un pic mai bine ce ați făcut astăzi. Da? Dacă mâine mă duc pe viraje, încerc să merg un pic mai bine, mai precis decât am făcut-o săptămâna trecută. Și cu cât voi reuși să mă implic mai mult în acest proces activ de a îmbunătăți mersul pe motocicletă, cu atât voi fi mai câștigat. Acesta a fost materialul Stax Info cu domnul profesor Marius Băcilă de la Rider Academy. Sper că v-a spus lucruri pe care nu le vedeați așa. Sper că sunteți conștienți că vechimea și cum să spun eu, faptul că aveți permis de foarte mult timp nu înseamnă că suntem invincibili pe drum, suntem pe două roți. Dacă voi vă uitați la aceste clipuri, noi toți vom fi mai siguri pe stradă. Așa că, de ce nu? Asfaltul uscat, să ne vedem cu bine la întâlniri, la evenimente, la absolut orice. Share, like și subscribe ca să vadă și alții și mulțumim OMV pentru disponibilitate.